Cineva undeva ceva arde sub pod la circ. Și fumul persistent și necăcios și deranjant e peste tot, dar sursa nu văd. Nu o găsesc. Oameni buni, nu ardeți nici gunoaie, nici vegetație, pentru că în localități urbane mai ales, dar și în cele rurale, oamenii vor să respire aer curat. Și orice fum, chiar și fumul vostru de țigară, poluează, face aerul irespirabil și nesănătos. Pentru asta există și amenzi, așa că aveți grijă că o să găsească cineva ca Brega să vă denunțe la poliție, la pompieri, și o să vă cam usture cât de senin e aerul partea aceea și cât de întunecos e partea asta. Că mirosul nu puteți să-l simțiți, dar aerul albăstriu se vede. De undeva de la vreo casă de asta iese fumul. Cineva a dat foc cel mai probabil la gunoi, la frunze uscate, la vegetație. Și presiunea atmosferică e joasă și fumul stă în jurul lor, îi otrăvește inclusiv pe ei, pe ele, persoanele irresponsabile care au dat foc la frunze sau la gunoi. Pe lângă amenzi, statul ar trebui să se gândească și la educație, informare despre riscuri, pericole. Poți face pojar, incendiu, îți dai foc la tot orașul și poți să-ți otrăvești rudele apropiației și pe tine însuți cu fumul ăsta. E ca stă undeva între casele astea fumul. Și mai trebuie și sistem de management al gunoaielor, al deșeurilor, inclusiv al ăstora degradabile. Să înveți pe oameni să le folosească ca îngrășământ pentru pământ, dacă vor să practice agricultura, sau cineva de la primărie să le ia, dacă le văd grămadă la poartă, și să le folosească tot în interes public, ca îngrășământ, după fermentare sau ce alte procese mai sunt acolo. Dar orice gunoi e prețios și trebuie valorificat, dar nu incendiat și pus în pericol securitatea orașului și sănătatea noastră proprie. Nu vă jucați cu focul pe strada Luncii din Chișinău.